Bună ziua! Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în Comuna Paringea, la noul centru de vaccinare care s-a deschis începând cu data de ieri, 21 mai, unde sunt arondate 9 comune pentru acest centru de vaccinare. Pentru mai multe detalii dau cuvântul domnilor doctori, care sunt specialiști și poate să spun mult mai bine ceea ce se întâmplă la Paringea. Bună ziua, domnul doctor Petrian. Așa cum a spus și domnul primar, începând de ieri, 21.05.2021, am deschis acest centru. Momentan vaccinăm cu vaccinul de la firma Johnson & Johnson, vaccin care știm că se face în doză unică. În acest centru avem tot ce ne este necesar în vederea vaccinării, în condiții moderne și europene. Așteptăm toți pacienții care sunt atât din comună, cât și cei care au venit la rude sau sunt întreagă. Suntem la dispoziția lor cu absolut toate problemele și de sănătate legate de dotare. Domnul doctor a prezentat aspectul. Vreau să vă spun că materialele sunt suficiente, medicații avem suficientă, sprijinul este considerabil atât din partea autorităților locale, cât și din partea DSP-ului și vă așteptăm să aveți încredere, pentru că trebuie să trecem de etapa aceasta. Programul. Să fim liberi, independenți, să putem respira fără măști și să ne dezvoltăm economic. Noi avem ca și program de luni până vineri, la ora 14, la ora 20, da. Și în weekend, sâmbătă și duminică, avem program de la ora 8 până la ora 20. Acest vaccin, după cum v-am prezentat, are o eficiență foarte mare, se face în doză unică, nu au fost reacții adverse. Atât pacienți sănătoși sau cu boli cronici, îi așteptăm pe toată lumea să scăpăm de acest virus. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Vraciu Vasile, sunt pensionar, fost profesor. De-abia am așteptat să fac acest vaccin, nu am nicio reticență. Am să încerc să lămuresc și pe alții, pentru că vrem să scăpăm de această pandemie. Mulțumesc!